Meteorologii sunt în alertă, vremea o ia din nou razna, avem parte de fenomene meteo neobișnuite pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade și se anunță episoade de gerni în zona Budente și Viscol. Colega mea Violeta Miron vine cu prognoza meteo actualizată de la ANM. Violeta, bun găsit! Bun găsit, Ramona. Da, nu vom avea deloc o vreme prietenoasă săptămâna aceasta și nu numai gerul și păleiul ne vor da bătăie de cap, ci și ceața, care va pune în dificultate șoferii în special, însă mai multe detalii despre cum va fi vremea săptămâna aceasta ne va da chiar acum meteorologul de serviciu, Alina Șerban. Bună ziua, spuneți-mi dacă mai sunt în vigoare codurile de ceață care au fost emise și cu cât vor mai scădea săptămâna aceasta temperaturile. Bună ziua! Ceața s-a cam disipat, a rămas doar în mod cu totul izolat în estul Munteniei și în sudul Moldovei. Poleiul încă persistă în partea de nord, în județele din nordul Moldovei și este foarte probabil să persiste și în orele următoare. Iar pentru următorul interval, în această noapte, mâine, deja vorbim de precipitații pe arii extinse și în consecință mai puțină ceață, precipitații în transformare din spre nordul Moldovei, mâine după amiază, nordul Carpaților Orientali, acestea se vor transforma treptat în ninsoare și miercuri de dimineață, marți noapte, miercuri de dimineață pe parcursul zilei de miercuri, precipitații sub formă de ninsoare vom avea și în jumătatea de sud a țării. Totodată, temperaturii în scădere, în scădere accentuată chiar până spre sfârșitul săptămânii, când maximele, deci vorbim de maxime de temperaturi în timpul zilei, vor deveni preponderent negative, temperaturi sub 0 grade, iar minimele vor coborî spre pragul de ger, spre minus 10 grade și chiar ușor sub această valoare în mare parte din țară. Precipitațiile vor diminua, ele vor mai fi doar miercuri, pe parcursul zilei, miercuri noapte în restrângere, iar până spre finalul săptămânii și chiar și în weekend tot mai puține. Dominant va fi frigul. Unde va ninge mai mult săptămâna aceasta? În ce zone? Săptămâna aceasta va ninge la început în nordul Moldovei, pe parcursul zilei de mâine și mâine noapte, apoi în jumătatea sudică a țării, pe parcursul zilei de miercuri, miercuri noapte, adică Oltenia, Muntenia, Dobrogea și, repet, începând cu zona de nord a Moldovei și, evident, va cuprinde toată zona Moldovei. Zonele montane, bineînțeles, și în zonele montane. Ar fi important de subliniat și faptul că vântul se va intensifica, astfel că miercuri vom avea rafale în partea de sud-est a teritoriului, în Muntenia, în Dobrogea, în sudul Moldovei și pe crestele montane, rafale ce vor depăși chiar 65-70 de km pe oră. Rafale care se pot asocia într-o primă fază cu precipitații sub formă de ninsoare și ulterior și cu o scădere a valorilor termice. Deci mare atenție pentru aceste regiuni, senzația de rece va fi cu mult amplificată. Vă mulțumesc tare mult, Ramona. Violeta, mulțumesc.